În primul rând vreau să vă felicit cu sărbătorile de iarnă. Astăzi e anul nou pe vechi. Noi avem posibilitatea să ne manifestăm toată luna ianuarie și un bucat de februarie. Să ne sărbătorim. Sfântul Vasile, vă hăiți unul pe altul, gătiți de sară, vrați, voi nu vrați, totdeauna o să vină hăitorii. Eu am fost la masă, de-am copii care au scăpat de la dumneavoastră, de-am în umbră cu hăitul prin sală. Aici și-i frumos, este o tradiție, trebuie să ne bucurăm, că pe timpul spune așa, dacă nu veni să te hăiască nimeni, nici nu erai persoană stimată în sat. Așa că noi fiind din sat, eu vă doresc succese, sănătate și toate cele bune. Dar rămâne să activăm mai departe. Iarna nu ne-a dat zăpadă, înseamnă că s-au început lucrările în câmp. Noi trebuie să ne apucăm și noi, domnul Alexandru, mă refer la dumneavoastră, de amenajarea, curățirea copacilor, fiindcă ne permite timpul. Trebuiește de început tot, nu de început, dar de continuat sau de finisat gardul la grădința Sălcioară. Numai decât îl duceți până la o condiție, numai chiar dacă rămâne poarta, când o să trebuiască înturnat beton ceva, să fie caldă, să fie alt timp, dar gardul împrejur de instalat cel nou și de demolat cel vechi. Cu amenajarea prin teritoriu, noi acum flori, îi de grabă de sădit, dar cu trandafirii, domnul Igor, am rugat să aflați ce-s cu trandafirii care ne-a promis nou un agent economic. Dacă sunt trandafiri, eu, domnul Alexandru, stația veche, cer cu cealaltă de sădit trandafiri, fiindcă plante de astea care spun de un sezon, astea nu... Anuale. Anuale, da, nu prea bine venit acolo, nu bine nici trandafiri. Ce, înțeles, în caz de, domnul Pucereanu, în caz de nu găsiți o tangență de procurat trandafiri, duceți negocieri cu doamna Efimia Jelankovski, eu știu că la dânsa erau trandafiri de luat, de sădit, de făcut frumos. Am înțeles, domnule. Mai mult ca aici aleea din mijlocul drumurilor, decomplectat unde nu sunt. La celelalte instituții, eu cred că la începând dintr-o parte, la Dragoș Vodă, unde s-au defrișat copacii la colț, domn Mihai Plornastru, care de sădit câteva tufi de trandafiri să fie cât de cât mai frumușel, de sădit niște iarbă, fiindcă... Trebuie mai mult trandafiri și... Da, și de acum cum e timpul de greblat frumușel terenul și ala, cum a făcut la centrul sănătate, de sădit niște trandafiri și o să fie frumos și o leam de iarbă să fie pentru copii. Tot aceea se referă și la Sălcioara și la dumneavoastră, după, după viziunea dumneavoastră, dar nu la o cantitate enorm de mare, necătând că dumneavoastră sunteți în subdiviziunea municipiului, dar sunteți amplasați pe teritoriul la noi și noi căutăm posibilitate de a amenaja, de a împodobi, de a face un teren frumos, că sunteți la noi în localitate. Acum, domnul Cucereanu, domnul Sârbu, notați, sunt toți agenții economici pe loc, că care instituții și de câte bănci au nevoie. Eu am zis cu spațiile verzi. Scaune de smart pentru parc, pentru copii, pentru la școală, la dumneavoastră sunt și de plăt de râsul lumii, fetele se așează cu fundul gol pe chiroanele cele care la poartă. Acolo este și plus și minus, domn primar. Dacă le pun și scaune, eu de fapt am zvoresc mai jos, că avem prea mulți oameni care solicită ca să distreze și să plimbe pe teritoriu. Da, aveți și parc. Da, dar fața de-a nu poate face față, de-a mâi. Atât de mult. În fine, eu o să vorbesc, nu o să-mi dați cu eu și băieți nu mă fie. Cum nu-ți dat, domn Mihai? Este de acord, vreo 10 dată. Trebuiește ceva, vreo 10 să fie prea din calea afară, prea mult. La centru de sănătate trebuiește o bancă de măcar de instalat. La instituția la dumneavoastră, nu știu cât e de bine evident la grădiniță, cred că nu trebuiește bancă de ce e de așezat. Cum a fost la dumneavoastră, ele sunt fără spătare de astea? Noi vin părinți, așteaptă. Vin părinți, așa, câteva. La intrare. Și nu numai prin, domn Sergiu, nu numai prin instituțiile preșcolare-școlare, dar mai avem instituții, avem școala muzicală, școala sportivă și chiar printre blocuri locative, unii ar fi binevenit câteva scaune pe la scară de
ca să așeze. Sunt băncile astea vechi care nu mai fac față, ori de reparată, acelea prin intermediul... Ori de reparată băncile vechi, ce ar fi binevenit prin intermediul la regie comunală și de instalat cele, la cele care nu se ajung. Tot asta se referă și la Goianu Nou. Acolo dumneavoastră aveți la club un scaun făcut de Cânfeu și Părău, dar aici unii ultima oprire la magazin n-ar strica de mai... Eu am instalat două, parcă acolo. Dacă n-aveți nevoie, baba-ți văză că băli lepși. Nu, sunt acolo două. Bine, vă uitați unde și încă una cu teren de joc pentru copii. Noi în localitatea aici mai avem cădică, dar la Goiani nu avem niciun teren. Trebuie să de apreciat cu locul de amplasare. Poate ar fi binevenit, noi așa ne-am gândit, din, poate nu-i bună propunerea, dar în ograda bisericii actuale, mai departe, plăiesc un teren mare. Ar fi bine ca... Am măsurat azi. Ați vorbit, da? Da. Dacă corespunde, trebuie un loc ceva pentru copii. Copiii practic n-au unde să duce. Adică se duc în stradă, în centru, unde la magazin, că ei numai acolo se duc, mai bine în alt loc, da. Și omul negătorul nu și-a splănit că e te prizonă. Nu, și-a splănit că e te prizonă. Așa, referitor la... la instalare, la activitatea cu spațiile verzi. Acum, domnul, informația cu situația criminogenă, fiindcă eu aflu la poliție din oraș, de jafuri, dumneavoastră nu telefonați, nu spuneți nimic, care e situația? Eu am bun ajuns operativ care răbătie situația. Bine, dar atunci, la moment, s-ar putea. Bine, care e situația? Se referă la infracțiuni, pe acum săptămână avem 4 infracțiuni registrate, dintre care o infracțiune fără persoană. Adică primești un act de huliganism, un fur din apartament, o violență în familie și un jaf. Adică și te referi la jaf, a fost atacată Joe, un unge, de toți. Au fost atacat două persoane. Adică nu-i clar, au fost până la urmă atacat sau nu au fost atacat. Și în măsuri investigative. Ceea ce avem cazul. Asta ca cum ar fi doamna Oleacă gravidă, cam așa au fost atacat. Păi, înțeleg, dar nu prea și nu tai, așa vorbești, sărit. Da, dar gălăgie a fost, o grămăzeie de mașini, de poliție, pe locale aș 902, și poliția rutieră și... Păi nu stați oleacă, dacă a fost o alarmă falsă, înseamnă să nu privești de amendat pentru... Stabiliați circunstanțele acum, lucrează închetă, lucrează vece operativ, caz, da. E fost alarmă undeva, nu era fiești alarmă. Da. Da, de ce? Cum am zis, noi, cândva așa a fost proiectat o intenție de a construi un local de binefacere și acum binefacerea asta ne-am adus-o pe capul nostru. Corect, eu nu am drept să fie asta, nu știu cum să-l scotim pe dânsul, să facem o gălăgie tare mare. Dar bun, ce înseamnă să faceți gălăgie tare mare? Înseamnă când pe un cetățean al Republicii Moldova, îl amendați, îl băgați în pușcărie, nu-i gălăgie. Dar pe unul care a venit de aici și el abuziv stă acolo, că cineva are mai mare nevoie de a-mi gălăgie. Ia mai lăsați în mama dracul, trăim la noi în țară, ori să ne închinăm totdeauna să scrie o schinării către... Încă nu o scris niciun demers, au venit la instituția, dar nu a venit niciun demers la noi, că el nu are drept să opuiască. Acolo eu văză pe informații, că adică nu vreau să încheie contract. Notați, vă rog, viceprimarul, faceți un demers către instituția dată, cum se numește? Ștefan cel Mare? Nu. Caritas, da? Caritas Moldova. Ca orice... El e pe Unirii aici, Unirii Liviecilor. Amplasarea persoanelor. Căminul de noapte, Ștefan cel Mare. Căminul de noapte, Ștefan cel Mare. Vă zic eu, Ștefan. Foarte bine, că eu zic cum se numește instituția. E Caritas, Moldova. Da, eu mă refer cu totul la altceva. Nu, faci un demers către instituția dată că amplasarea persoanelor, nelocuitoare comunității, să fie coordonată și cu primărie tot.
voi puteți să duci, să iei, adică ei o să aducă aici, orice persoană care e în căutare, la urmă, sau mă știu eu. Ei nu mă telefonează, adică nu mergem. Cine vă telefonează? Pe voi? Pe noi, pe noi nici nu-mi pun, măcar, nici nu se științează că pe data cu tare a fost amplasat persoana cu tare. Ei activează la noi, în caz contrar, așa și le spuneți, le faci un demers, că înseamnă că stopam activitatea, să-i retragem autorizația. Ne aduc fel de fel de oameni care noi nici nu-i cunoaștem. Cu atât mai mult, după 6 luni, ei nu pot să-i alunge de aici. Ați găsit, ați făcut comunism, o bucată de comunism în stăvcen. Trăiți pe degeaba, mâncare pe degeaba, da, nu plătești nimic. Și pe urmă vin aici cu tuberculoză și decedează la noi și mărg pe noi. Păi de ce dău? Că, faci numai decât domnul Sergiu Undimer și asta e... E un lucru fără zâmbet și fără de a ne avea cu bucura. Așa, Goianul nou, ce rămâne azi? Da, mă scuzați. Referitor la agenții economice, am vrut disculat în autorizație, pentru că mă duc și mă apare să te întrebări. Adică la referitor la băuturi alcoolice, apoi disculat băuturi în ambalaj original. Nu disculat, că are drept la băuturi alcoolice sau băuturi acolitoare, sunt lucruri diferite. De concret, băuturi alcoolice, care trebuie să gândi, sau băuturi acolitoare. Cum nu e clar, să ne întâlnim momentele astea și... Dacă nu scrie, înseamnă că trebuie să... Domnule, dați un răspuns concret, vă rog. Ei spun că la deși băuturi în ambalaj original, rânci băuturi alcoolice și tot întâmplă. Nu și scrie trebuie. Pentru că știu, noi dăm după ce scrie în sanitar, după sanitar ce privine. Și sunt mai ședem, nu putea să... Da, în autorizația sanitară este stipulat băuturi alcoolice în ambalaj. Deci așa nu e așa scrie. Păi da, dacă nu scrieți băuturi alcoolice, dar băuturi în ambalaj, asta nu înseamnă că sunt alcoolice. Administrația publică locală decide. Dacă îți permite să vândă alcoolul și acolo, trebuie stipula. La Bun. Care permitem, dăm, scrim în autorizație, la care nu permite, noi nu scrim. Deci ducem la orice instituții, la orice agent economic, la atât nu-i stipula băuturi alcoolice. Înseamnă că nu are dreptul de a realiza. Cei care au dreptul, noi asta știm, asta e o întrebare destul de serioasă, și cei care au dreptul la toți e stipulat. Și nu numai în autorizație, drept către primărie, dar și în autorizație sanitară. Unii le permite lor medicina preventivă realizarea băuturilor alcoolice. Medicina preventivă e una, dar administrația altă permite autorizația de medicină. Păi noi scrim în bază la, la autorizația de la medicina preventivă. Ei, dacă medicina preventivă nu le permite, nici noi nu avem de să le permite. Noi am avut la Petru Rareș când vindea acea la bere, dacă țineți minte. Și medicina preventivă ne-a scris sesizare, singur domnul Râmiș, și am fost nevoie să-l închidem. Nu dăm de altceva. Eu cred că dumneavoastră ați dat un răspuns destul de clar, unde nu e stipulat realizarea băuturilor alcoolice, înseamnă puteți să-i amendați, să-i penalizați destul de liber. Înseamnă că ei n-au autorizație. Alte întrebări mai aveți? Nu? Goian nou, ce-i la dumneavoastră? Mergem vorba pe sat că ea ca șoferii de la rutieră spun că ei lucrează până pe data de întâi. Februarie și gata, și ei n-au cum nimic în primărie. Întâi care? Februarie. Și? Și atât și n-ați marg rutierile în sat. Dar m-a sunat azi de dimineață, vă 4 meci. Și când eu îmi scot rutierile, că prima dată aud. Eu prima dată aud la dumneavoastră. Înseamnă că rămâneți după ședința operativă și ne clarificăm. Asta e ce-a spus șoferul. Poate ei nu vreau să lucrez, înseamnă. Dacă nu vor eu să vă spuneau. Primarul de la Ciurescu, nu știu acolo, a venit la dânsă și... Oameni buni. Că ei pleacă la Ciurescu, firma asta lucrează. Primarul de la Ciurescu are... Cum zic eu, colcozul lui și la Sărcene are colcozul lui. Dacă lui pe dâns și-au al încurcă că rutierile de la Goianul Nou intrau prin Ciurescu și luau pasajeri, asta e o întrebare. Dar dacă ei de la Goianul Nou iese și eu pasajerii de la traseu lângă Ciurescu, asta e cu totul o altă întrebare. Da. Și primarul de la Ciurescu nu are niciun drept, nici moral, nici juridic să... se sizieze sau se încurce activitatea în comună stăncie. Așa că, dacă ceva, noi rămânem după ședință să ne clarificăm. Practic, Igor, trebuie telefonat pe ăștia să vedem de dat. Autorapidul, da. Și care e situația și de unde s-au luat așa informații, că ei dacă nu doresc, noi îngăsim pe altcineva care doresc. Ei și așa activează, nu prea faină, dar acum am de 8. Alte întrebări care le vezi? Domnul Mihai, la dumneavoastră,
Noi am revenit din vacanță, a început semestrul 2. Am monitorizat două zile frecvența elevilor. Efectul sărbătorilor care, iată, au venit astăzi, mâine, încă o parte de copii au fost plecați la, și încă plecați încă la țară, pe la bunie, eu știu, în orice caz, o parte bună din părinți ne-au telefonat și ne-au anunțat că, adică este motivat și eu știu, ei vor. Ei, în fine, în rest, celelalte probleme, adică problemele de prezență, toți profesorii sunt în activitate. Căldură alimentară. Alimentația este în regulă, problema căldură, avem probleme. Sunt legate de... cât o să fiu nevoie să închid o clasă sau două, că mi s-au dus toate bateriile și... așa, situație cam neplăcută total, o să vedem. Cât s-au deschis de finanțările și o să vedem că o să procurăm cumva pe 4, 5, 6 baterii cu toți fii să le putem monta. Uite, asta e, la problema au fost azi și niște părinți la mine, am comit, o să vedem, poate. În orice caz, tindem săptămâna aceasta ca problema să fie scoasă la capăt. Eu, și mai este totuși problema, este problema legată de ultimele puncte. Pe nivelul 2 mai puțin, dar pe nivelul 1 nu o pot scoate la capăt nici de cum, adică nu ajunge presiune și nu circulația în ultimul punct nu ajunge și să ultimele baterii sau una jumătate se opresc, adică și nu circulă. Nu este circulație și evident că astea două săli de clasă tot sunt cu probleme legate deci de căldură. Eu știu, nu știu, nu știu, poate veniți și... Care e problema? Nu-i cald afară, nu-i presiune, nu-i... Presiunea e permanentă. Presiunea trebuie să fie constantă. Păi da, da. Temperatura poate să fie... Viniți cineva să ne uităm mâine cu o specialiști, ne uităm și ce facem acolo. Putem și... Ceva poate să fie, presiunea trebuie să fie constantă, e unul așa ce... Păi eu, de fapt, eu mă uit la indicatoare din asta, parcă e ceva de normal acolo. Noi avem utilaj care menține presiunea constantă, el nu joacă. Asta înainte era pompă care puteai să o mai reguleze. El este menținător. Da? Acum avem... Înseamnă că trebuie nici dumneavoastră să ne uităm ce este acolo. Poate să fie ceva dezreglat în singură sistem, chiar în sistem. Poate să fie ceva bătut, ceva... Nu știu ce este... Eu am dat, iată, eu nu știu că îi spun, domnul, dar că am dat drumul la muia la vreo 4-5 căldăruși de apă și cum se pornește, vine cald. Cum o închid din șeria. Ca ciuculație, poate. Trebuie uitat abratcă, să așa. Apoi e la abratcă, că am la ultimul punct. Am dacă se poate să veniți mâine dimineață și ne uitați acolo ce chestie. Și, domn primar, iată, eu vorbeam de... am rugăminte către domnul Vlad, ca eu știu cât e posibil zilele de lucru, dar mai ales sâmbătă și duminica, undeva în jurul orelor 16, asta nu 16, 18, 19, pe o parte de și tineret din sat și de a noștri copii care mai sunt pe acolo. Adică iese din limita legală și eu știu, fac probleme legate de eu știu, de comportament acolo. Și dacă cineva dintre agenții dumneavoastră care pot să, adică să treacă, dumneavoastră este în urma stresi pe acolo și problemele, eu știu, adică pot fi într-un fel puse la punct. Și iată aici, anume la scaunile care sunt domn primar aici, semânță, sticlă de biere, țigări și vrei este acolo. Și... Eu am și o rugăminte, dacă e posibil sara să închizi școala de pus o poartă, pentru că eu dacă să depistesc o să-i gatul, e altă întrebare, eu să-l pedepsesc cu asta, dar acolo e acces liber, adică eu intru pe o poartă și ies pe altă poartă. Închizi sara, să închizi școala, să închizi porți, dacă nu e închizi. Și tactica asta noi am folosit-o pe câțiva ani, dar... problema că era și mai complicat, că aproape permanent ne se deteriora gardurile. Ba aici, ba acolo, ba aici, ba acolo, se deteriorau secțiile și, de gard și era problema mai mare. Parcă... eu o închid. Mâine eu pun lăcățile la o poartă și alta, spre seară. Să vedem ce efect o să fie, da. Dar eu repet că cred că este nevoie, cred că este nevoie ca și dumneavoastră să fiți prezenți ca să... Eu repet că doar să monitorizați, să vă uitați, fiindcă dacă o să vadă că este poliția, evident că o să fie efectul cel care trebuie să fie acolo. Și aici revenim la ce am spus. Dumneavoastră aveți, spunem așa, automobil de serviciu, ar fi binevenit
circule mai mult în localitate. Vreau să zic că eu am fost în mai multe țări europene, în Belgia, nu mai zic Germania, hai, în Belgia, nici un gard n-am văzut nici la o instituție. Dar nu e dezordine. Le scoate mașina. Trebuie să ne facem ca pușcării sau ce garduri mari. Trebuie leacă de educat tineretul ăsta. Da, până la chestie mașină, pe vreo 3 să-l activă și vă vorbim. E dacă o să vadă, da, circulă a doua oară. Să verifici, o să fie altfel. Eu nu zic de copii unul, mă, tu și toți uite, a trecut poliția, cum? Păi nu am zice, noi este dacă nu estim, este o teamă oricare, da? Dar totdeauna ceva este. Efectul este, domnul Brămar. Efect este. Așa că mai des de circulat și cred că o să fie... Vă mulțumesc. În rest... Bine. Domnul Alexandru, la dumneavoastră, probleme sunt de activitate. De activitate, activăm în regim normal, presiune, temperatură o ținem conform normelor, lucrăm cu plângerile care parvin de la consumatori, în rest totul. Totuși, care e pricina de a ieși din funcție la calorifere? Că e problema nu numai la Dragoș Vodă și la Salceva, dar tot așa. Care e problema? De ce n-ați studiat? Din partea apii și din partea presiunii, la noi, cum a fost, așa și este. Și nu le rost și alții. Nu, eu nu spun de... Eu presupun că asta e calitatea materialului din care produs acest calorifer. Ele se sparg, domnul Rămară, anume în așa ea, în niște locuri. Adică unii este, iată, stă pe... Așa, cum stă bateria cu partea de bază a metalului, cu fața aceasta, păi... Anume în fața asta, ziceam, aici, pe acolo, începe astea, să duci să faci gaură mai mare și mai mare. Și ele sunt prevăzute prin sisteme autonome, care au până la 3 atmosfere. Cât de cazan. Da, aici noi dăm 5-5. Da. Cum spunea, lucru ieftin de calitate, nu l-aș. Eu i-am spus lui domnul Zoia, poate ne întoarcem apoi pe cerii de ce bun, să îi montăm acolo. Nilicos, le cumpăr înapoi, ne-am. Eu i-am dat pe geaba la biserică. Am avut o intenție bună, să facem un lucru frumos, da. În fine, asta e. Bine, domnul Sandu, la dumneavoastră fața cu... Lucrăm într-un regim normal. Cei cu barierele pe străzile Tineretului, Trandafirilor, Brunze, care au fost instalate neautorizate bariere, care încurcau la evacuare de șeuri. O parte din trânsele noi le-am mai străpunat, deși le-am scos, dar au mai rămas acolo, mai avem probleme, mai avem încă probleme, dar adică în două locuri, pe 31 august și pe Tineretului, ne-au dat cheie. Adică să avem... Aveți acces? Avem acces, da. Bine să aveți acces. E acces, poate e ca e în timp de noapte pentru poliția rutieră, pentru salvare, dar noi avem acces, domnul primar. Adică nu ni s-o dat chei, noi nu avem probleme. Alte întrebări, pe gunoi ăștia mă interesează. Ordinul la gunoi și salvarea să deschide ISE. Un drum care voi l-ați construit de piatră pentru accesul... Acolo este și văd, deși cred că eu o să mă apropii de directorul colegi și o să vorbim să poate ne-a dat tractorul pe două zile să facem drumul acela care e din Petriș în partea aceea sub faci drum de Petriș, fiindcă o să vină ploile, o să vină, poți fi și zapada și voi nu o să aveți acces și turnați tăt lângă poartă și pe urmă aveți bărbască. Lângă poartă nu stoarnă, adică acolo am făcut curățenie, dar ar fi bine, v-am spus, am să mă apropie și noi să discutăm, cred că... Alte întrebări care le-am. Alte întrebări nu avem. Domnul Tachiană, Centrul de Sănătate. În afară de signalizație. Dar cred cum am programat o signalizație. Vreți, nu vreți, în acest plan trebuie să o facem. Am necesă măsuri să vedem. Cu disărbători am făcut grafic, știți că s-au lucrat medicii și pe excesuri n-am avut disărbători, a fost tot bine. Acum ne ocupăm de dările de seamă. Adică sunt la direcția sănătății, finalizăm și respectiv joi la ora 8:30 este programat Consiliul de Administrație. Joia asta. Înțeles. Da, și dacă se poate și nouă banchet... Domnul viceprimar, vă notați joi, fiindcă eu nu am spus. Și dacă este posibil, două banchete și facem standard.
Dar știți, mă gândesc că dacă punem banchete și punem semnalizați spalne și noi eu am prezentat că se reduce ștate, că așa este ori în Ministerul Sănătății, să reducem anul ăsta spalne și banchetele astea o să primească la școală, să vină alții să sară gardul și o să odihnească seara acolo. Când erau spalne și erau treabă că mai șreuș. Dar nu am emoții, că o pune banchete și a fi ca la școală, astea. Fiem. Și acolo, dacă n-ați și ei patru, ce fost închis? Data de 4, da? Dar de 4 nu poți serviciul la centru de sănătate. 4 nu putea să fie, nu fie de serviciu. 4 pe la ora 1, sâmbătă, este pe la ora 1, noi avem așa-i confort. La ce oră voi ați fost? Acum ați fost. 1 și ceva. Vă zic ce a fost publică, TV-ul... Pe la ora 1. Am luat prin sat și taman la Beasu, ei căutau... Rampe. Da, rampe pentru cărușori. Am văzut și taman la Beasu. Păi eu fost la Beasu. Nu ne-ați fost dâmpinat, nu știu. Dar minimul tăi final, am mușt noi să fim la dumneavoastră. Este, ați văzut, că este pe la ora 1, nu chiar să nu fie... Nu a fost nimeni măcar ceva. Ce-i drept, eu am numit adresa unde sunt rampe și întrebați doamna Inga să-i arăte unde sunt rampe, ei s-au uitat unde sunt și au filmat unde nu sunt. Da. E ca televiziune. Să-l arăte mai și încălnit. Păi și la dumneavoastră au filmat tot când nu sunt. Dar păi, dacă nu sunt, nu. Eu zic că mai sunt locuri unde sunt, dar referitor la centrul de sănătate, eu știu că sunt, în celelalte instituții, la dumneavoastră, eu îndeoși nu văd necesitatea ca în liceu să fie rampă pentru... Care? Dizabilități. Unul și adică același copil trebuie să-i facem pe bine. Unul să fie și acela, la momentul actual nu, una la mână, două. Dacă el vine... Nu, eu simt știu la mine ce vin, la centru de sănătate. Domnul primar, se face din politica educațională de perspectivă legată de instruirea inclusivă. Cred că școlile astea, internate care au fost ele, încetul cu ele dispar și toți copiii o să frecventeze școala obișnuită. De aceea, cred că de acolo se pune problema, ca în perspectivă, să se câte o lecuță, ca să se conformeze acelor standarde pentru acești copii. Cred că așa la moment nu avem. Apoi la moment nu avem, da. Eu la ce și am început, nu văd mare necesitate, dar conform cerințelor, la situația actuală, trebuie să domnul Zoia de perioada de primăvară, de programat ceva, eu știu, niște benzi de metal ca depus pentru accesul la căruciorile astea. Depus să fie o intrare, de pildă, la dumneavoastră din spate. Deci intrare, când ai să fui din față, simt că e mai înalt cu mult, la dumneavoastră tot măcar o intrare la primul etaj, acolo unde vin copiii cu căruciorul, la primul etaj depus, dar mă tind că acolo erau, nu? Nu? Și la a doilea etaj, eu cumva trebuie să în același instituții, la dumneavoastră trebuie să tot din partea asta depus, ca să intre cât de cât în coridor. Așa sunt cerințele și eu și am vorbit domnul Cucereanu în autorizație de construcție la nu la case particulare, dar domnul Tatiana, noi așa nu o să terminăm repede, nu vă supărați. În autorizații unde se case pentru mai multe familii, obligatorii le impuneți ca să fie rampa în construcție de la bun început, tot așa cum terenul pentru amplasare tuberorului de gunoi, tot așa să fie. Bine, Sălcioara, doamna Violeta. Frecvența este foarte bună pe primele zile. Ce avem careva neclarități la alimentație, la produsele alimentare. Neclarități din motivul că... Fără carne, cu pâine aduse, ni tăiate, ni ambalate. Nu știu care e problema. Eu, după cum țin minte, la licitație nu au fost condiții speciale ca să fie tăiat.
nu țin minte. Nu știu, noi fost, dar noi ne-am întâlnit atunci, am verificat și nu era clar, trebuie de accentuat. Păi a fost doamna dumneavoastră de reprezentantă. Da, și dacă nu a fost clar, de ce nu ne-a întrebat cineva? Clar, cine a fost? Stop, cine a fost clar? Că pâinea trebuie tăiat, descris ca nume, tăiat, ca ambalată, nu știu ce. Pur și simplu, care problemă? Ea este înflată, tare. Și când dăm s-o tăiem, nu poți să dai la copil norma care trebuie. O hrincă de pâine iese a patra parte din pâine. Ori trebuiește mașină de tăiat pâine, ori să ne livreze pâine tăiată. Mai departe, pâine și încă? Zahăr nu avem, carne nu avem, nimic n-avem. Dar cum activați, tot e bine, tot muzica cântă, dar carne nu avem, zahăr nu avem, pâine nu avem, ce hrănă? Orez și pastică nu ați goale, da. Da, și este problemă cu... Iasă s-a semnat contractele, și urmează să le vedeți. Referitor la pâine... Eu nu știu că trebuie tăiată, nu știu dacă dumneavoastră ați știut, dacă nu știu de ce. Dacă era tăiată, specificam atunci. Practic, până nu am procurat pâine de la stil, totdeauna era pâine netăiată. La stil tot timpul a fost tăiat. Păi eu zic, până n-am început. De ce s-a început pâine tăiată? Pare că iarăși se reflectează asupra condițiilor igienice. Dumnealor nu aduc cum trebuie pâinea, îmblă cu mâinile prin ea, o încarcă, o descarcă și se începe iar probleme. Și aici când e ambalată cu ciolofană și tăiată... Nu, pâine în ciolofan nu a fost livrată niciodată în afară de aici. Așa că, hai, prin toate magazinele îți duci... Dar câți ani luăm de la asta? În toate magazinele duci pâine neambalat în celofan, n-am văzut. Dar nu trebuie să rămânem în urmă, domnul primar, îți pare că trebuie să mergem spre reformație. Poate am luat-o prea mai înainte. Sunt cerințe la concurs, să ia cel mai mic preț. Și noi nu putem să cumpărăm pâine cu 3,50 când nu ne-au propus pâine să cumpărăm. 2,40. 2,40. Oameni buni, eu îl leu și 10 diferență. Da, dar noi câștigăm într-o parte și când o zi și o să ne pun o amendă la medicină preventivă, noi o să pierdem mai mult în altă parte. Nu știu, dar dacă v-a dus pâinea în lătoașe de ce le-a pus una alta, el nu mai trebuie să fie ambalat. Acolo sunt niște cerințe deosebite. Cel care aduce pâinea trebuie să aibă controlul medical. Evident că trebuie să aibă, vreau să și-ați verificat și el nu are. Mai scurt, nu știu. Ei nouă ne-a adus, este certificat sanitar la automobil și la persoană. Asta era în actele care au fost depuse la... Mine nu atât de tare mă deranjează că e neambalată, dar mă deranjează că e inflată și mă pot tăia și da norma normală la copil. Nu știu, ne-am gândit până în tăiat a fost totdeauna și ne-am clarificat și pe asta. Mai departe. Mai mare întrebare ce nu-i carne și zahăr decât pâine. Da, să dă cortaie fetele voastre. Valea, mă, și la ghevreac nu ieși. Bine, dar la fața locului. Nu se primește cum trebuie tăiat. Trebuie să prinde. O leagă de... Poți să dați mașină cât tăiat. Vine cu niște feri în clos, vezi cum mașină tăiat. Referitor la calorifere, așa și merge mai departe, ele permanent se defectează, iar că domnul s-a curat mai timp să vină, tot schimbi și schimbi. Nu le schimbăm, după cum mai stăia, e... Piară, 2-3 ani și-a piară, să-ți nu, nu, este problema asta. Trebuie de luat așa de amdese de fonte nu, și nu, domn primar, nu, am luat este care este, cum îți zici, ele sunt până la 16 atmosfere, așa că nu o să avem, practic, cu bateriile noi procurate, nu o să avem probleme. Dar o să le schimbăm acolo, am înțeles că la laptea cu da. Nu nimic asta. Cum iară, dintre cei noi sau nu? Nu, cele vechi. Sâmbătă o să le înlocuim, sâmbătă acum le înlocuim, dar nici o problemă. Mai nimic de așa noi. Nu știu ce să facem, domnule. Alte întrebări. Da, Margareta. Situația este bună, copiii au revenit din vacanță și în școală și în grădiniță. Frecvența este bună, chiar din 308 copii, 10 absentează, dintre care toți sunt motivați, caz de boală. În grădiniță, de asemenea, frecvența e bună. Alimentația este la nivel, activăm normal. Pâinea vă aduci filiat? Pâinea o coașim noi și o tăiem și la vădă. O coașeți pâinea voi? Și noi tot. Șchiplile și tot. Învățați-vă a coași pâine, pregătiți-vă dintre. Noi nu trebuie să coacem, dacă coacem, făină trebuiește mai mult decât.
Cum adică? Făină mai mult decât pâine? Am un peric mai mult azi văcoaste. Azi văcoaste făină decât pâinea gata adus. Dar de ce atunci n-ați calculat sinicostul la pâine? Poate voi puteți face și pentru că răbiniți. Să le vindem, da? De ce nu? Facem business, da? Dar de ce nu? Fiecare cu angajații lui, noi vreau să menționez că avem 500 și ceva de copii și îi hrănim, slava Domnului, de multe ori pe zi, grădinița de 4, școala de 2. Și avem când reușim, ne încadrăm să coașim și să... Adică forțe libere pentru a coaș pâine, pentru... Pentru instituția noastră, dar fiecare... Pentru străini nu aveți posibilitate. Nu avem posibilitate. Azi mă gândesc eu la noi mei. Voi mai aproape sunteți cu... Vecinătatea de moșii. Dar, moșcanul primar, e pâine foarte calitativă. Dar de ce nu au de făcut și cumpărat la cineva când voi puteți face? Nu, dar cu drojdie natural. Tot e așa, foarte, foarte calitativă. Eu vreau să zic că așa cum gătesc bucătarii de la instituțiile noastre, cam rar bucătari care gătesc prin alte instituții. Și dacă oricoași pâine pentru la noi, pentru copiii noștri, o să fie și mai curat, și mai bine decât în celelalte instituții. Ca timp adus, nu trebuie să mă știu. Da, trebuie să mă scoate cu toți și cam. Domnul Cai, gândiți-vă și eu cred că ar fi binevenit așa ca... Noi acum am făcut licitația pe jumătate de an sau pe jumătate de an. În timp de jumătate de an vă gândiți, poate ceva ne mai modificăm, știi, ar fi binevenit cât aici ai doi pași. A venit bucătarea asta cu poalele, a luat patru pâini și a dus-o la un copil. Nu-i zăvădit, domnule. Ne încălcând legea. Cum vrați, așa gândiți-vă. Bine, alte probleme care le vezi dumneavoastră, doamnă? Căldura? Căldura o reglăm, dat fiind faptul că și temperaturile de afară sunt, știm cu toții, pozitive. Avem o problemă legată de lumină, iluminarea în strada trandafirilor, la deal. Deci acolo este pe un stâlp becul a ars de mult timp, cred că. Domnul și poate și nimic nu se vede. Adică eu știu că acolo, la cărărușă, ce nu pot bea. El a fost într-o... Unii cărare, ce merge înspre biserică. Da, da, ia ca de drumul și ăla. Eu știu că acolo nu a fost de mult. Notați-vă, vreau că nu se vină să faci. Și partea asta, dacă s-ar ilumina, ar fi mai sub control și bine. Asta e tot? Asta e tot. Nu-i tot. Eu chiar astăzi, la masă, am văzut când se evacua deșeurile menajere, ce dezordine și vai de Doamne ferește să faci acolo, la dumneavoastră. La tomberonul nostru? La tomberon. Eu vă rog frumos, căutați așa o modalitate. Domnul Alexandru, duci și te deplasezi la fața locului. Acolo unde e parcarea mașinilor, unii lângă teren, unii parcarea lângă teren în pace, de făcut, de mutat, aici nu e îngrădit, ori e îngrădit aici la... Nu. De construit așa o, din plasă, că să nu se urci câinii acolo, tumbiranele cu gunoi și le puneți acolo, ca mașina să intre pe teritoriu. La noi, la să voi. Dăm înăuntru. Să intre înăuntru, fiindcă. Și ar fi foarte bine. Acolo, la voi vine toată mahala, împli toate tumbiroanele astea, nu mai dai de cap cu ceva. Noi nu avem, nevoastră crede. Da, nu, acolo trebuie să fie două tumbiroane. La voi trebuie să fie două tumbiroane. Noi am vorbit cu domnul Nicolae și i-am spus că vedeți acolo terenul unde și vă mai dăm un tumberon să fie două. Eu v-am zis unde. Cel mai bine, binevenit, să fie acolo. Noi am fost ne-am uitat. Noi de ca când stau automobilii la parcare și nu vă încurce și acolo o stai în capăt, o să fie foarte bine. Da, eu știu. Și o să fie înăuntru la voi. Și o să fie înăuntru. Și o să ne pună fiecare. Corie. Fiindcă totdeauna când te apropii de școală, o grămadă de gunoi stă drept în poartă. Nu-i frumos și nu-i gigie. Așa e și la noi, fix la tot, cu atât mutatul de tot, ca așa e. Permanent, ești îndrânsul, iesă și pe domnul ăla, permanent, cu noi trebuie să ne luați șadă. Eu am venit și acolo, că știm că... Voi mai într-o parte. Într-o parte acolo nu trebuie să unii. Altceva comportamentul e neadecvat a oamenilor. Da, dar păi... Chiar lângă primăriei dimineață.
Eu nu știu, parcă am luat cineva cu coada și o aruncat tot în vântăraia de asta noapte, e clar, domnule. Așa, dar noi ne-am înțeles tot pasare. Și am mai avut, văd că acum s-a mai oprit toată, cum să zic, toate deșeurile de la Unirii, de la blocul ăsta nou, penoplast, tot pe teritoriul nostru, nu reușește maturatorul să mătură. Și la mine o gradă a ajuns apoi. Da, acolo vă spun, era mins, să vin, zic, numai la Iliu Pulgari o mins afară. Doamna Margareta. Da. Limba e scumpă în timpul mies. Atunci când a trecut două săptămâni de pasă și ne-a dus aminte, asta e degeaba, mai bine nici nu vorbim. Dar n-am mai vrut să vă strâng poziția de păi dacă n-ați vrut de ce vrați acum, atunci, la moment, atunci se vede, noi oamenii vă uitați vă spate. Bine, când mai vine, dar cred că mai vine, vă anunț imediat. Poate o termina de amarea, atunci vă vin de la zi. Fiindcă nu e normal că ei se activează să poată murdării pe teritoriu. Dar atunci, dacă mă și-l dăbdești, să ducem de la noi nimic. Să fac mort în popșoi și gata. Bine, dar nu aveți altă întrebări, doamnă, care aveți un anunț. Alexandru, îți spun doar. Da, a început anul și trebuie să facem ședința Consiliului. Și noi, cum am discutat, se preconizează la începutul februarii. Mai precis pe data de 7. Să fii dări de seama șefilor de subdiviziune, așa că vă preîntâmpinăm, domnul Zoen. Și eu Eu acum de asta am vrut la desert să vă înseamnă că anul s-a finisat și trebuie început a face ca totdeauna, cum au fost dările de seme la toți conducătorii sub diviziune. Acum la prima ședință, dare de seamă viceprimarul, șeful regiei comunale, șeful postului de poliție. În momentul să le faci să o dare de seamă la Consiliu. De activitatea pe perioada anului. Pe urmă, alții conducători de mai departe să facem, director de școli, de student. Alte întrebări. Da, și de Da, e clar. Ședința Consiliului, noi am preconizat-o până ce la data de 7, sau să fie vineri. Și încă un anunț, dacă am început cu anunțurile, eu sunt în concediu din data de 15 până pe 30 inclusiv. O să fie domnul viceprimar, poftim? Până 30 inclusiv, 31 ies la lucru. O să fie domnul viceprimar, doamna Turturica. Doamna Turturica, dumneavoastră, vă gătiți în deplasare din 26, în locul dumneavoastră rămâne doamna Marina Vlaicu. În 26 până 31 vă întoarce, eu cred așa. Asta sunt toate noutățile, dacă aveți... Da, și am că sâmbătă e zi de lucru, lucrăm pe 6 ianuarie, așa că avem ușelă, lucru... Alte întrebări, propuneri, domnul viceprimar, doriți ceva să spuneți? Nu? Eu vă doresc o zi bună în continuare.